Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne mai ridicăm puțin în picioare. Vreau să citesc câteva versete din cartea Genese, capitolul 2, începând cu versetul 18. Pagina în Biblie 3. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească, și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Amin. Vă rugăm, reocupați locul. Biblia spune să nu datorați nimănui nimic. Și ca să nu rămân dator surorilor de la conferință, am pregătit un scurt cuvânt și pentru ele, ceva ce vizează de datoria lor de soție și de mamă. Am spus un scurt cuvânt, va fi o predică până în 30 de minute, cred că, și mă rog Domnul ca să mă ajute. Am vorbit de un om care a reușit să scape casa, a reușit să scape toată familia lui din acea pedepsire grozavă, din potopul de ape. Citind în Sfânta Scriptură, am întâlnit o altă familie și o altă judecată a lui Dumnezeu. Tot o judecată teribilă. E vorba de 5 cetăți din câmpie: Sodoma, Gomora, Adma, Zeboimul și Țoarul. Până la urmă Țoarul a fost cruțat. Dar aceste 4 cetăți au avut parte de o pedepsire cumplită. Dumnezeu a făcut să cadă foc și pucioasă, nimicind populația de acolo pentru păcatele lor. Ei bine, și familia asta de care vorbesc acum a reușit să scape, dar nu toată familia. Numai o parte de familie a scăpat pentru început. Lot cu nevasta, nevasta, știți ce s-a întâmplat cu ea, și-a scăpat cu două fete care au ieșit din Sodoma, dar Sodoma nu a ieșit din ele și au devenit mamele unor popoare păcătoase. Uitându-mă la bărbații aceștia, Scriptura îi prezintă neprihănit și pe unul și pe celălalt. Am spus eu, diferența nu între Noe și Lot, că despre amândoi se spune că au fost neprihăniți, ăștia au fost la fel. Și atunci mi-am zis că diferența au făcut-o probabil nevestele lor, că ele n-au fost la fel. De aici mi-a venit gândul să vorbesc ceva pentru surorile de la conferință. Și vei spune, dar despre nevasta lui Noe chiar nu scrie nimic. E adevărat. Și eu încă mai fac o completare și spun, nu scrie nimic rău. Nu scrie nimic bun, dar nu scrie nimic rău. De nevasta lui Lot scrie ceva și nu scrie bun. Care este de fapt rolul pe care Dumnezeu l-a atribuit femeii atunci când a creat-o? Mama lui Lemuel, în viziunea ei pentru nora sa, în Proverbe capitolul 31 prezintă femeia, dacă vreți, acea viță roditoare din Psalmul 128, dar o prezintă alături de bărbat și legată de bărbat. Când veți citi acele calități extraordinare ale femeii, veți vedea că încă de la început, cine găsește o femeie cinstită? Ea este un dar de la Domnul. Încă de la început ea e legată de bărbatul ei. Inima bărbatului se încrede în ea.
După care urmează o mulțime de calități, ale hărniciei, ale cinstirii ei. Dar undeva în creșterea ei, vița asta roditoare îi legată iară de bărbat. Bărbatul ei este cinstit la porți. Și apoi femeia asta iarăși crește vița asta roditoare, de care vorbea psalmistul, iar undeva sus la vârf, iar o leagă de bărbat. Bărbatul ei se scoală și o numește fericită. Că dacă femeia n-ar fi legată din loc în loc de bărbat, și-ar pierde menirea, și-ar pierde rostul pe care i l-a făcut Dumnezeu. Nu-mi plac femeile care promovează curentul feminist. Acel curent nu de mult a apărut, în care femeia e cu două telefoane mobile, cu o femeie conduce avionul, conduce mașina, conduce trenul. Eu am avut o colegă de servici, mecanic locomotiv, doamna Sofica. Mai lată umeri ca mine, cu geacă de piele, tunse mai scurt ca mine și cu țigara în colțul gârii. Asta era colega mea, doamna Sofica, mecanic locomotiv. Nu-mi place asta. Nu ăsta e rostul femeii când a conceput Dumnezeu femeia. Dumnezeu a conceput femeia să fie prin bărbatul ei și pentru bărbatul ei. Femeia înțeleaptă face totul pentru bărbat. Ea-i harnică, ea se scoală de noapte, ea coasă cămăși, ea-i ca o corabie de negoți. Știți de ce? Ca bărbatul ei să fie văzut bine la poarta cetății. Înțeleg surorile de la convenție cum a gândit soacră sa despre femeia asta? Și toată Scriptura e însuflată de Duhul Sfânt. Frații mei, gândindu-mă la rolul pe care Dumnezeu îl atribuie femeii, am citit aceste câteva versete. Și în primul rând, femeia a fost gândită, concepută de Dumnezeu ca să alunge singurătatea lui Adam. Nu-i bine ca omul să fie singur. Eu mă năcăjeam odată și am predicat la nuntă și am predicat cât de frumos am putut eu. De aici, din versetul ăsta, că nu-i bine omul să fie singur. Și la ușa adunării m-a așteptat un frate, m-a luat de revierul haine și mi-a spus să nu mai predici de aici, că nu știi să predici. Cum, frate, dar nu-i așa? Nu-i așa. Să spun eu, am avut o viață fericită și 10 copii. Și când eram în puterea vârstei, soția mea a murit și a rămas singur. Să spun eu cum e singur, că tu încă nu știi, văd că. E adevărat, eu nu știu cum e singur. Dar Biblia vine și spune că nu-i bine ca omul să fie singur. Și o creat Dumnezeu, o conceput, o gândit o femeie cu scopul de a-i îndepărta singurătatea. Și vine Biblia și spune de aceea, va lăsa omul pe tata și pe mama, se va lipi de nevasta, cei doi vor fi un singur trup. Dați-mi voie să prezint lipirea asta într-un model mai tehnic. Voi folosi un exemplu din tehnologie. Două piese care trebuie sudate, trebuie asamblate și lipite prin sudură. Știți care e cerința acestor piese? În primul rând, să fie de aceeași materie, din aceeași substanță. Cel mai mare sudor de pe pământ nu o să poată suda o bucată de lemn și cu una de fier. N-are cum. Deci aceia doi care intră în căsătorie trebuie să fie la fel, să aibă aceleași idealuri, aceeași învățătură, aceeași dorință, să fie din aceeași substanță, ca altfel nu se pot suda, nu se pot alipi. E drept că versetul din 2 Corinteni 6 cu 14 nu e în contextul căsătoriei când scrie nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cel necredincios. No, asta nu e la căsătorie, dar îl putem aplica bine la căsătorie. Pentru că asocierile acestea cu cei necredincioși, în primul rând, produc confuzie. Câte vreme Eva a ascultat de Dumnezeu, a știut că nu-i bine să mănânce de acolo, că moare. Dar a venit un altul, un străin, și-o adunat și-o aruncat în inima ei sămânța îndoielii. Oare a zis Dumnezeu? Și dintr-o dată Eva are două porunci, una să nu mănânci și o recomandare, mănâncă. Asocierea cu cel necredincios, cu ăla nepocăit, cât ar părea el de educat și de cult, îi periculoasă că produce confuzie. Dumnezeu să păzească pe tinerii noștri, amin?
Și am putea vorbi mai departe despre lucrurile acestea, dar nu ăsta e subiectul. În al doilea rând, asocierea, înjugarea cu cel necredincios produce influențe negative. Atât am gândit eu la o fată care o dansat grozav de frumos și o plăcut musafirilor. Și a venit tatăl și i-a spus, cerem ce vrei. Și fata asta, știți ce i-a cerut? O fată tânără, frumoasă, elegantă. Eu văd o fată frumoasă și fină. Și îi spune lui tatăl, pe o farfurie să-mi aduci capul lui Ioan Botezătorul. Capul unui sfânt tăiat și plin de sânge. Asta îi trebuia la fata Irodiadei, dar a fost influențată de mamă sa. Asocierile astea păcătoase, înjugarea la un jug nepotrivit, aduce influențe, produce influențe negative și în al treilea rând va produce obligații păcătoase. Numai mărâtite cu unul nipocăit, numai însoară-te și eu una nipocăită și ai să vezi ce calvar o să ai în viața ta. De aceea, ca să fie o alipire bună, cele două piese trebuie să fie din aceeași substanță, din aceeași materie. Adică să fie amândouă ipocăiți. Amin, Doamne ajută-ne! A doua condiție, să fie curate. Cu o bucată de fier ruginit nimeni nu-l poate suda, nu se poate suda, am încercat. Sau două piese care nu sunt curățate, nu se pot lipi. Că intră în căsătorie tineri cu un bagaj mare de murdării, cu lucruri care le știu și n-ar trebui să le știe. Și ei se căsătoresc, că vin și plâng că Dumnezeu m-a iertat și au o grămadă de pretenție în ziua nunții. Cine să cânte, cine să predice, cum să fie rochea, cum să fie programul. Dar ea nu spune că nu-i curat în cugetul ei. Băiatul nu spune că eu sunt un păcătos. Și are loc nunta și imediat auzi probleme. Ceva nu-i bun acolo. Și te duci la ei și de ce se mulțesc divorțul la noi, pocăiță? Frații mei, eu sunt pocăit de 56 de ani. În anii copilării mie nu se vorbea de divorț și recăsătorie. Și acum nu e adunare în care să merg, să nu primesc câte un bilet. Frate Dragoș, cum vezi, mă, tale problema divorțului și a recăsătorie? De parcă numai asta le-ar fi în cap la cei mai mulți din adunare. De ce? Pentru că au intrat în familie cu multă mizerie. Că nu s-au curățit îndeajuns, că au stat sudat o săptămână, că au stat alipiți o lună și nu au mai rezistat. Când vorbim de alipire, va lăsa omul pe tata, pe mama, va lăsa nevasta, pe părinții ei și se vor lipi unul. Una din condiții este și curățirea. Și Dumnezeu să binecuvinteze casele noastre cu băieți și fete curați și curate, amin? Și în al treilea rând, dispunerea la suferință. Știți cum e cu sudura? Vine un electrod, un arc electric, un curent mare și topește metalul. Îl aduce în stare incandescentă, în stare de lavă și curge. Și cele două piese se topesc, se pun împreună și se contopesc. Și când se răcesc, rămân strașnic sudate. Ei bine, se pare că în ultima vreme, prin legile care se dau, prin educația care se face, intră fetele în căsătorie și intră băieți în căsătorie ca și cum ar fi o joacă, ar fi o probă. Încearcă, dacă vezi că nu merge, vii acasă. Și mama sa o îndeamnă să vii acasă. Dragii mei, vă spun, luna de miere nu-i miere, luna de miere e o lună de suferință, în care eu trebuie să schimb obiceiul, să schimb deprinderi, să schimb învățături, renunț la mama, la tata, tu renunți la mama, la tata, ne facem obiceiurile noastre, ne facem viața noastră. Cine nu-i dispus la aceasta, nu va avea parte de o alipire bună. Dar când a creat Dumnezeu femeia, de ce a creat-o? Să stea lângă bărbat și să-i alunge singurătatea. Surori, de aici, din adunare, scopul pentru care v-a creat Dumnezeu este să alungați singurătatea bărbaților. Că eu am o predică și am predicat-o și am intitulat-o Căsătorit, dar singur.
Că unii sunt singuri până se însoară și sunt singuri și după ce se însoară. Dar Dumnezeu i-a pus în soare ca să nu mai fie singur. Să nu mai haiducească pe întreată Europa. Nu, nu. I-a pus în soare ca să nu mai fie singur. Și predica mea se chema Căsătorit, dar singur. Ea tot singură, el tot singur, dar căsătorit. Au certificat de la primărie și o binecuvântare dată de frații slujitori. Frații mei, scopul pentru care Dumnezeu a creat femeia îi să stea lângă bărbatul ei, lipită, legată de bărbatul ei, să-l reprezinte și să-i facă cinste și să-i alunge singurătatea. Și dacă tot vorbim de alipirea aceasta, Pavel spune în Tesaloniceni 5:23, întâia Tesaloniceni, că noi suntem o trinitate, avem un duh, un suflet și un trup. La toate cele trei compartimente trebuie să existe o unitate în Domnul. Unitate, dacă vreți, la nivel de trup. Că atâta vreme cât Eva a stat cu Adam, nu au fost probleme. Dar în momentul în care Eva s-a depărtat puțin de Adam, s-a apropiat de șarpe. Că atunci când nevasta nu-i lângă bărbat, vine șarpele tare ușor. Și Pavel spunea în Corinteni, și eu vorbesc în mod pertinent, și mă uit că sunt copii aici, dar spun ce scrie în Biblie. Nevasta sau și bărbatul, să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de soț. Decât pentru puțină vreme, vă îndeleziciți atunci cu post și rugăciune, apoi să vă împreunați iară ca să nu vă ispitească satana. Și Pavel, iertați-mă că o spun un pic dur, din pricina curvie, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare nevastă să-și aibă bărbatul ei. Nu din pricina evlavie sau a sfințenie. Așa a hotărât Pavel și era un bărbat plin de Duhul Sfânt. La nivelul trupului trebuie unitate. Eu urăsc despărțirea în căsătorie din Maliahi, da? Și spui, dar nu-ți divorțată, nu ești divorțată, dar ești despărțită de luni, de zile sau de ani. El în Austria și ea în România. Mai nou acum ele au de lucru. Ei în România și el în Italia și ele sunt în Spania. Nu-i despărțire în căsătoria asta? O, spunea în Eclesiastul așa, mai bine doi decât unul. Că dacă se culcă împreună se încălzesc, dar dacă singur, cum au să încălzească? Și predicam odată la o nuntă și spune, auzi măi, fată, la mireasă, că n-ai să-l vezi pe soțul tău cât doarme de amiază, arunci șorțul de pe tine, lești chiuveta și farfurile și te duci și te culci. Că Biblia spune că trebuie să dormiți împreună. O, ce mi-a făcut păstorul la urmă. Măi, cât mai vii tu aici să nu mai vii cu erezii de astea. Zic, care erezii, frate? Frate Dragoș, eu mai trag câte un somn de miază. Și păi dacă doarme și nevasta, ce se alege din gospodăria asta? Ei, fraților, Biblia spune că dacă dorm împreună se încălzește, nu telefonul, nu fire în linia Orange trebuie încălzită. O spun așa deschis ca să știți. Știți de ce v-a făcut Dumnezeu? De ce v-a creat Dumnezeu? Ca să stați lângă bărbații voștri și să le alungați singurătatea. Lipire, unitate la nivel de trup. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin? Apoi noi suntem un suflet. Sufletul e responsabil cu sentimente, voință și rațiune. Mă leg doar de problema sentimentală. Cei doi trebuie să fie una sentimental, să se iubească reciproc. Că la un băiat odată a venit soclusul și a trimis pe cineva și a spus, luați-l din patul lui și omorâți-l. Dar o auzit fata. Adică nevasta omului acestuia o auzit. Și s-a dus și i-a spus la bărbat, dacă nu fugi azi, mâine vei muri. Și-a luat micalul în terafim, i-a pus o piele de ied, așa la suplapumă să fie blond ca și David. Și când au venit oamenii, te-au dat pace că doarme. Și ăștia au stat cu iataganul la ușă să se scoale terafimul. Și David era fugit departe. Și vine Saul, o judică pe fiică, s-a zis, ce mi-ai făcut asta? El m-a obligat. Dar secretul era altul. Biblia spune, dar Mical iubea pe David. Mical iubea pe David. De-aia v-a făcut Dumnezeu ca să iubiți pe bărbații voștri, da? Porunca iubirii nu numai pentru bărbat. Nu, porunca iubirii e și pentru femeie. Că spune în Tit, capitolul 2, că femeile mai în vârstă să învețe pe cele mai tine să-și iubească bărbații și copiii. Doamne ajută-ne la aceasta, amin? Surorile, nu prea spun amin. Sau n-aud eu.
Dacă vreți un exemplu rău, rău, Samson doarme cu capul în poală la Dalila și tot întreabă, de unde ai puterea cea mare? Păi, dacă aș fi legat cu 7 funii noi, și-l leagă, măi. Că ea nu-l iubea pe Samson, ea iubea 5500 de arginți. Și la un moment a se vede păcălită și apelează la un șantaj sentimental care nu-i străin chiar de surorile noastre și începe să plângă. Cum poți să spui că mă iubești când inima ta nu-i cu mine? De atâtea ori m-ai păcălit, cum poți? Dar ea iubea pe Samson? Nu-l iubea pe Samson, nu. Ea iubea banii de la cele 5 dinastii ale filistienilor, da? Dar șantajul sentimental mai funcționează și în zilele noastre. Cum poți să spui că mă iubești când nu mi-ai cumpărat o roche de nu știu cât și uite poșeta aristora și mobila aceea trebuie schimbată și mașina cealaltă, dacă m-ai iubi? Asta e un șantaj sentimental, surorul. Nu de-aia v-a chemat Domnul să-i șantajați pe bărbații voștri invocând iubirea, că nu-i vorba de iubire. La nivel de suflet, trebuie să existe unitate între cei doi și cei doi să fie una. Amin? Dar și la nivel de duh, dau un singur caz. Un om amărât. Atâta de amărât și încercat cu un om, n-ați fost voi toți la un loc, poate. Să-și pierzi tot averea într-o zi. 10 copii să-ți moară în aceea zi. Să fii lovit cu bubii din creștet până în tâlp. Și Iov își rupe hainele. Gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce. Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul fie binecuvântat. În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc. Și vine acum nevastă-sa, se uită la el, îl apreciază și îi spune, tu rămâi tare în neprihănirea ta. Dar dintr-o dată sub o influență demonică îi spune, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Era una cu Iov? Nu era una cu Iov. Ca să fie unitatea de plină, trebuie în toate cele trei compartimente, trup, suflet și duh, cei doi să fie una și să fie împreună. Doamne ajută în aceasta, amin? De ce a creat Dumnezeu femeia? A creat-o ca să-i fie un ajutor potrivit, adică să-l ajute Adam să facă ceva și Eva să-l ajute. Odată am muncit așa de mult acasă, transpirat, am gătat treaba, am făcut o baie și stam pe prispa casei să mă odihnesc. Și un frate mă sună, spune, ce faci, frate Dragoș? Eu zic, stau. Și el spune, hai că vin și eu să te ajut. Nu, mă descurc și singur. La stat mă din, n-am nevoie de ajutor potrivit la stat degeaba. Ei, femeia, în afară de faptul că e făcută să alunge singurătatea lui Adam, este creată de Dumnezeu să-l ajute pe Adam. Adam să fie inițiatorul, el să înceapă și nevastă după puterea ei să ajute. În ce să-l ajute? Păi să-l ajute în lucrarea Domnului. Că bărbații lucrează și soțiile trebuie să-i ajute în lucrul Domnului. Vă dau un caz. O femeie cu o prezență de spirit extraordinară. Eu m-am gândit mult la episodul acesta, aproape că nu-l înțeleg. Dumnezeu investește 80 de ani într-un om. Îl scoate de la botul crocodilor din apele Nilului, îl face prinț în casa lui Faraon, 40 de ani învață știința Egiptului, îl învață smerenia și pastorația în pustia lui Ietro și după 80 de ani de investiție îl trimite să salveze pe Israel din Egipt și într-o noapte îl întâlnește și vrea să-l omoare. Eu am spus, măi, vrea să-l omoare, dar Dumnezeu nu face glume. În Scriptură nu scriu glumii, fraților. Dumnezeu a vrut să-l omoare, știți de ce? Că Moise a încălcat una din rânduieli. Nu și-o tăiat fiul să-l împrejuri. Asta mie îmi spune, poți să fii cât de educat, poți să fii în orice slujbă, poți să ai un renume extraordinar. Dacă nu ești după voia lui Dumnezeu, ești potrivnic lui Dumnezeu. Pentru mine e clar. Dumnezeu nu face concesie și Dumnezeu nu face glume. Ei, în noaptea aceea, Sefora a avut o prezență de spirit extraordinară și-a luat copilul, l-a tăiat împrejur, l-a aruncat la picioarele lui Moise, tu ești un soț de sânge pentru mine, dar și-a scăpat casa. Că eu vorbesc de scăparea casei acum.
Asta e rolul femeii, să-l ajute. Și când Moise nu și-o dat seama de greșeala lui, o venit Sefora și l-a ajutat. Așa mă rog ca surorile de aici prezente să-și ajute bărbați în slujirea Domnului. Că nu de mult eram în casa unui frate și un frate conducător de adunare, prezbiter, îmi spunea: frate Dragoș, eu aveam mulți musafiri, nu eram nici pregătit, i-am spus la nevastă mea: eu îți dau meniu, n-am mâncare, mulți musafiri, mămăligă și ochiuri, și cui nu-i place să nu mănânci, dacă n-am mâncare că la nuntă. Și tăți o mâncați, că erau tare foame, și am văzut că le-i foame. Și fratele Moise, la care fiind, spune: drăgușel, un frate dacă n-are nevasta primitoare de oaspeți, n-are ce căuta cu oamenii acasă. Ei bine, dar primirea de oaspeți e o poruncă. Din Evrei, capitolul 13, fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Și așa să fiți voi, surori, de aici, să-i ajutați pe frați. Nu să-i întrebați cât aduci, de ce aduci, să mai meargă și alt. Ajutați-i în lucrare, ca Sefora. Sau mai dau un exemplu. Dimineața înviere, Domnul se întâlnește cu femei și le spune un lucru: mergeți și spuneți fraților voștri să meargă în Galileea să mă întâlnesc cu ei. Pe mine gândul ăsta m-a mișcat mult. Domnul nu se arată ucenicilor, se arată femeilor, și nu argumentăm de ce, dar femeile erau purtătoarele unei vești, a unei porunci. Spuneți fraților voștri că vreau să mă întâlnesc cu ei. Tradus mai pe românește, surori de aici prezente, trimiteți bărbații voștri la adunare. Matei 18:20, da? Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt acolo. Credeți asta? Credeți că Hristos Domnul e aici? Vă spun un secret. Surori, voi o duceți mai bine când bărbații voștri sunt mai pocăiți. Nu mai răi și mai lumești. Când sunt mai pocăiți, voi în casă aveți o viață mai ușoară, că aveți bărbați pocăiți. Dacă a bărbații voștri să fie mai pocăiți, trimiteți-i la adunare. Că vine marța seara, vine joia seara și unii stau la televizor, alții citesc ziarul, alții fac grătar, alții joacă tenis cu piciorul, dar e adunare, e rugăciune. Dacă voi veți fi femei înțelepte, îi ajutați pe bărbații voștri să pocăiască. Măi, du-te la adunare. Tot mai aud un cuvânt, tot îl mai cercetează o cântare, tot îl mai atinge o predică, tot îi mai strigă Duhul Sfânt: așa vorbește Domnul. Astea se întâmplă la adunare. Trimiteți-vă bărbați la adunare, amin? Că dacă îi trimite la adunare și aveți bărbați pocăiți, vii mai ușor vouă în casă. Ajutați-i pe bărbații voștri în slujba Domnului. Ajutați-i dacă vreți în lucru material. Femeia din Proverbii 31 are multe calități. Una din ele este harnică. Atâta de harnică. Când am început eu să predic, am fost într-o adunare, dar înaintea mea a predicat fostul președinte de filială. Atâta de rău și atâta de nervos și așa niște poveri au pus pe surori, dar el era un om blând și eu nu știam de ce. Am predicat și eu câteva cuvinte și spunea: surorile să pună mâna, surorile să facă treabă, surorile să facă așa, surorile să facă așa, măi, tot pentru surori, dar tare le-au apăsat. S-au făcut binecuvântarea, se ridică prezbiterul și spune: prezentăm cea mai tânără familie, fratele și sora au dreptul să stea împreună. Și sare fratele de acolo: nu, au dreptul să lucreze împreună, nu să stea împreună. Eu în ce am predicat azi? Ei, la urmă, l-am întrebat: frate, ce-i cu matale? Păi ce-i cu mine, măi, frate Dragoș? Eu acum până la 9, azi dimineață, duminică, am fost într-o familie, că nu se mai înțeleg. Cu o fată nu înțeles, că s-o găta și luna de miere, s-o găta și acomodarea și numai pune mâna pe lucru. Și m-a chemat acolo și cum să nu fiu supărat? Din calitățile femeii aceia care se teme de Domnul, din Proverbii 31, apare și hărnicia. Să știți dumneavoastră că în Biserica Catolică e admis, da? Sunt desemnate 7 păcate mari, capitale. Primul în listă e trecut lenea. La catolici, păcat de moarte e lenea. Încă ei spun că lenea este atelierul în care se prelucrează toate celelalte păcate.
Măi, și poate au dreptate. Am primit multe mărturisări. Frate Dragoș, am așa niște gânduri murdare. Și eu zic, băi, cât era ceasul? Era dimineața, 8:30. Na, trebuia să fii sculat de mult și dus la lucru. Frate Dragoș, vine o soră, știi, mi-e rușine să spun, mă gândesc la păcate. Băi, nu era 9 dimineața? Băi, dacă stai în pat învelită până aici, cum nu vii gânduri păcătoase? Ia trezește la 5, spală-te cu apă rece și du-te și dă cu aspiratorul azi unde ai aspirat așa seară. Și se mai duc în gânduri păcătoase. La o femeie care să-l ajute pe bărbat, să-l ajute și la lucru. Doamne, ajută la asta, amin? Și dincolo de hărnicie, în Proverbii 31, îi mai și administrație. Ea împarte slujnicilor sale. N-avem multe slujnici, mai e câte una are, câte o bonă, câte o doi, câte o femeie care spală fereștere. Dar Domnul i-a dat mai mulți copii și este înțelept să împarți lucru copiilor tăi. Învață-i, Domne, să facă treabă când nu le-o fi rău în viață. Cât de ori fi prim-miniștri și primari, să vor învăța cu lenea. Dar dacă vor fi muncitori și meseriași și nu le îndemână să pună mâna pe treabă, despre Rebeca se spune că era o femeie, o fată harnică, îndată o adăpat cămilele, știa câtă fână are tatăl său în șură, știa câtă lenjerie de paturi are, o număra musafiri și a spus, la noi, în loc de găzduire, poftim. Și câte o fată, aproape că nu știe nimica. Eram odată la o căsătorie, la o masă, am mai povestit eu asta. Și sora de casă, opărit, tăt, fript, musafiri mulți. Și eu, ca să nu o deranjez pe ea, avea o fată cu un lat de palmă mai înaltă ca mine. Zic, venim cu un pic, adă-mi o scobitoare. Și i-a spus, scobitoare? Da, măi, scobitoare. Și arăt așa. Mama, unde scobitorile? Vezi că-n dulap acolo în stânga. Bă, mi-am băcut eu de rușine, că ea nu știa unde scobitorile. Învățați fetele să facă treabă, mame. Puneți-ați băieți la lucru, că nu le-o fi rău. Să aibă un bagaj de cunoștință când se mărită. Odată eu vorbeam de lucrurile astea și vine o mamă la mine, lasă, frate Dragoș, a mea când s-a măritat nu știe nimica să facă. Dar mu face mâncări mai bune ca mine. Zic eu, hai să-i cer și părerea la ginerul tău. Câte experiențe s-au făcut pe el, câte sarmale legate cu ața, câte turti arsă prietare, cât lapte a fumat. Păi ea moare 7 ani de căsătorie, o învățat. Dar de ce să învețe pe bărbatul ei și să nu vii de acasă? Când vorbim că e un ajutor în lucru, femeia asta e harnică și femeia asta este un bun administrator. Așa să ne ajute Domnul, amin? Un ajutor în luarea unor decizii importante. Și în lucrurile materiale, și mă gândesc la Sunamita, mă gândesc la Abigail, mă gândesc la femei care și-au salvat într-un fel casa. Luarea unor decizii ecaduționale. Au probleme cu educație, au probleme cu copii. S-a rugat odată Manoah și a spus să mai vină odată omul lui Dumnezeu să ne învețe. Însă și Ana au făcut o juruință. Dacă îmi vedea un copil de parte bărbătească, l-o aduce la templu. Și bărbatul său Elcana s-a înțeles cu ea și a spus, lăsăm-a. Putea să o deslege, că era bărbatul ei. Dar a spus, lăsăm jurământul valabil. Și l-a dus pe micuțul Samuel la templu. Consultați-vă unul cu altul. Eu am întâlnit familii în prag de faliment, pentru că bărbatul atot știutor a făcut asocieri păcătoase, investiții nerentabile, cumpărături care nu se meritau, au scos miliarde din bancă și l-au împrumutat pe prietenul său și a venit banca și l-a scos pe el. Și drept să spună nevasta, măi omule, dar mie de ce nu mi-ai spus? O fie inferioară într-un fel, dar ea te ajută în unele decizii. E un ajutor potrivit când vrei ceva să faci. Mai întreabă și nevasta. Chiar în locația pe care o alegi, întreabă, măi, nevastă, îți place acolo? Eram odată într-o familie. Nu așeza la masă, am mâncat și Domnul mi-a arătat dintr-o dată în fața lor o casă, un drum până la casă și pe ei doi certându-se. Și am spus, măi, voi aveți vreo casă? Că erau în Spania.
Avem, frate Dragoș, da. Măi, voi vă certați de la casa aceea. Și ei încep să plângă, se iubeau într-un fel, dar ori de câte ori venea vorba de casă, se certau. Frate, eu am moștenit o casă de la o bunica mea, e un teren bun, aș vrea să stau el, de câte ori îi spun, numai ne certăm, dar trebuie o consultare, trebuie un ajutor în aceasta. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune, amin? Mă apropii de finalul predicii. Scopul femeii, să alunge singurătatea lui Adam, să fie o unitate de plin, o sudură bună, la toate compartimentele să fie una. Scopul pentru care a fost creată femeia, un ajutor potrivit, în lucru Domnului, și vă dați seama că am ales puțin din ce se putea vorbi, în lucrurile materiale și în deciziile înțelepte luate pentru familie. Și al treilea scop pentru care a fost creată femeia, îl enunț și mă opresc, e rolul ei matern, de a naște și a educa copiii. Și Dumnezeu să ajute pe toate femeile de aici prezente și toate surorile să-și împlinească cu bine scopul. Amin. Amin.